Bună și bine ați revenit la o nouă rețetă în bucătăria mea. Astăzi vom face ghiveci de post. Pentru acesta avem nevoie de următoarele: ceapă, mazăre, dovlecel, ardei gras, morcov, conopidă, vânătă, ulei, piper, sare și roșii tăiate cubuleți. Într-o tigaie punem ulei, ceapa, o lăsăm puțin să se moaie, punem și morcovul, el este puțin mai tare și trebuie pus prima dată. Punem și ardeiul. După 2 minute pun o jumătate de lingură sare grunjoasă să-și lase zeamă. Deja a început să-și lase zeamă. Pun și dovlecelul. După 1 minut pun și mazărea. Conopida. Pun un capac și îl las să înăbușească. Focul trebuie să fie potrivit, nu mare, nu mic. Pun și vânăta. Piper. Eu nu pun apă deloc pentru că își lasă legumele apă destulă. Eu pun și puțin turmeric, îi dă un gust deosebit și este foarte sănătos. Opțional. Pun și roșii. Nu trebuie să amestecați cu lingura în ele pentru că le fărâmați. S-a făcut, oprim focul, l-am lăsat o jumătate de oră cu capacul, punem pătrunjel deasupra
Puteți să-i puneți mărar. Mie îmi place mărarul, dar aici nu se prea găsește. O să scot pe o farfurie. Uitați cât de bine arată, o simfonie de culori. Acesta a fost ghiveciul meu de post, vă doresc poftă bună, vă aștept și data viitoare tot aici, în bucătăria mea. Pa, pa!